Pe 11 sau 12 mai, cei care s-au născut în zodia Balanței pot să trăiască momente în care conștiința lor să le dea semnale că trebuie să se calmeze, să se potolească. Temperanța este cuvântul la ordinea zilei. Ei înșiși vor simți de multe ori că au exagerat și că trebuie să se oprească din niște acuzații, din niște eforturi sau dintr-un război în care au intrat cu sau fără voia lor, dar pe care l-au alimentat cu argumente, cu idei, cu atitudini. Acum ei simt că este momentul necesar, prielnic, favorabil sau chiar urgent, imperios necesar, să se retragă, să abandoneze această stare conflictuală. Zilele de 13, 14 și o parte din 15 mai sunt dedicate chestiunilor financiare și unor nereguli, abuzuri, complicații sau nedumeriri. Nu știu de ce li s-a tăiat un venit, de ce s-a petrecut nu știu ce sancțiune sau limitare bănească. Se asociază toate aceste stări interioare de revoltă, enervare sau nedumerire, pe care tocmai am formulat-o, în contextul fazei de lună plină care complică lucrurile ori le blochează. Dar toate acestea vor începe să se rezolve treptat după 20-21 mai. Săptămâna le mai aduce ca o ipostază ce poate fi definită ca încercare astrală, mai modestă este adevărat, dar totuși încercare. Este vorba de răstimpul cuprins între 17 și 18 mai, când vor fi obligați să îndure tot felul de situații sau ipostaze care nu le fac plăcere. Îi obosesc, îi demobilizează, îi dezordonează interior, le schimbă ritmul, ori îi demoralizează în sensul în care îi bagă în ritmul, în universul de idei, ori în starea de spirit al unor persoane din familie care sunt bolnave, sunt bătrâne, sunt neputincioase, oricât ar încerca să se țină bine, să se izoleze, să păstreze distanța față de acest univers clocotitor al celor apropiați, până la urmă, sângele apă nu se face și empatia firească între rude va funcționa. Ideea este că nu pot face decât destul de puțin, de aici starea de supărare și de nemulțumire. Ori limitările materiale, fizice, morale, sociale, pe care ei înșiși le trăiesc, le îndură, sunt de natură să le minimizeze capacitățile de intervenție în viața celor apropiați. Sunt de luat în calcul tot felul de factori de conflict deschis, care se pot declanșa pe 11 și 12 mai, dar care nu reprezintă decât explozia provocată de o acumulare de tot felul de impresii, stări, senzații și trăiri care nu le convin. Probabil că în aceste zile este vorba de scânteia care declanșează un conflict deschis în familie, între soț și soție. Pleacă de la evenimente neobișnuite, se petrece, evoluează conflictul într-un chip destul de straniu, opoziția între Marte și Venus este, în fine, o realitate. Ea ține de un eveniment care se petrece aproximativ o dată la un an și jumătate. Iată, el se petrece acum, în perioada cuprinsă între 11 și 17 mai și este de natură să modifice ceva din percepția cu privire la partener sau care să modifice atitudinea lor față de ideea de căsnicie în sine. Își vor spune în sinea lor sau vor spune cu voce tare către partener ceea ce au hotărât să facă, ceea ce au hotărât să nu mai facă, ceea ce au hotărât să nu mai tolereze, ceea ce au hotărât să facă în beneficiu personal și ceea ce au decis să nu mai tolereze ca fiind un abuz, o nedreptate sau un soi de exploatare matrimonială.